Vom avea foarte mult de muncit. E dezastru în marea majoritate a sectoarelor, atât economiei naționale, cât și sectoarelor sociale. În domeniul pensionării, noi am ajuns la o catastrofă acolo. Noi în fiecare an din bugetul de stat transferăm în bugetul asigurărilor sociale să putem achita pensiile. El nu este sustenabil, este așa o noțiune la economiști. Bugetul asigurărilor sociale, acolo trebuie reforme esențiale. Noi la ce am adus medicina, bătaiele de joc de medici care în ultimul timp cu închiderea spitalelor, cu multe, multe lucruri. Noi la ce am adus agricultura, deja am vorbit astăzi. Deci de lucru va fi foarte, foarte, foarte mult și aici va fi necesară consolidarea tuturor, indiferent de viziuni politice de stânga, de dreapta, pro-european, pro-nu știu care. Toți trebuie să ne consolidăm pentru ca să încercăm să ieșim din groapa asta unde ne-a dus pasul.